Este în regulă? Bună ziua tuturor! Vreau să fac câteva declarații legate de subiectele la zi. Partidul Social Democrat solicită ferm guvernului să dispună în regim de urgență schimbarea protocolului de testare a cetățenilor. Suntem singura țară europeană care a rămas încremenită în proiectul inițial, și anume se testează gratuit de către statul român prin spitalele de stat doar pacienții care au deja simptome, febră, frisoane, dureri în gât și așa mai departe. Din păcate, li se refuză contactilor acestor persoane să se testeze gratuit. Nu toți românii au venituri substanțiale, așa că le este foarte greu să plătească testele efectuate la clinicile private. În acest moment, la o clinică privată, un test poate să ajungă la 350, 400, chiar 500 de lei, ceea ce este foarte mult pentru o familie, mai ales dacă este o familie numeroasă. Am semnalat de mai multe ori această deficiență, și anume faptul că trebuie să fie testate și persoanele care au o suspiciune că sunt îmbolnăvite cu SARS-CoV-2 sau persoane care au aflat că au intrat în contact cu o persoană pozitivă. Din păcate, nu se acceptă acest lucru. Am văzut chiar astăzi o declarație a premierului care insistă să rămânem cu această definiție de caz care este foarte restrictivă și, practic, îi trimite pe toți românii la clinicile private. Nu este un lucru rău să avem investiții în clinici private, dar acestea nu sunt accesibile tuturor românilor. Prețul este destul de mare și, repet, nu poate fi suportat, în special de familiile mai numeroase. Așa cum cunoașteți, am pregătit un program de testare extinsă în municipiul București. Sunt convinsă că există și alte situații similare în țară. Nu înțelegem de ce nici până acum guvernul nu vrea să testeze în masă populația. Avantajul este unul enorm, pentru că în momentul în care este identificată o persoană cu test pozitiv, ea este izolată și nu mai răspândește comunitar SARS-CoV-2. Cerem așadar guvernului să schimbe definiția de caz și Ministerul Sănătății, prin DSP-uri, să îndrume toate persoanele care sună la DSP pentru a se testa, ori pentru că au anumite simptome, ori pentru că au suspiciuni sau pentru că au intrat în contact cu o persoană pozitivă, să fie repartizată la clinici de stat, astfel încât să poată să fie testate gratuit. Subliniez gratuit, pentru că nu toate persoanele au un buget substanțial, astfel încât să poată acoperi costurile, mai ales costuri pentru o multiplă testare. Pentru că e posibil ca astăzi să ai un test negativ, dar peste 2-3 zile să ai din nou simptome și să simți nevoia realizării încă a unui test. Așa cum am observat în acest weekend, premierul se afla pe Arena Națională, probabil a dorit să vadă ce a blocat în primăvară, pentru că am pregătit o testare extinsă în municipiul București la Arena Națională. De asemenea, acolo a funcționat call center-ul pentru DSP București, dar ne-au informat că vor să se retragă din motive care ne sunt nouă străine. Iată că, practic, premierul confirmă politica sanitară bună pe care am promovat-o la nivelul municipiului București, pentru că a anunțat că împreună cu noua conducere a Primăriei Capitalei va sprijini pentru realizarea unui program de testare extinsă în municipiul București, iată, la Arena Națională, proiectul pe care eu împreună cu Institutul Matei Balș, condus de profesorul Adrian Străinu Cercel, l-am inițiat încă din primăvară. Câte vieți ar fi fost salvate? Câți pacienți nu ar mai fi ajuns în spitale? Poate vi se va părea că este un termen foarte dur, dar este corect și corespunde realității. Guvernul Orban a avut o politică de sănătate criminală, nu doar în municipiul București, ci în întreaga țară. Așteptăm o reacție cât mai rapidă, pentru că doar testarea este cea care s-a dovedit salvatoare în întreaga lume. Nu înțelegem de ce la noi în România se ocolește cea mai bună variantă pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2. Un alt subiect care a fost discutat și la biloul permanent național, care a avut loc în această dimineață, este cel referitor la invitarea în Parlament a premierului Orban pentru un gest de transparență și respect față de români, și anume prezentarea proiectului bugetului de stat pentru anul viitor. Dacă nu are nimic de ascuns, dacă nu mărește taxele și impozitele, dacă toate sumele sunt alocate așa cum este necesar în acest moment,
De ce refuză să pună în transparență decizională proiectul de buget pe anul viitor? Nu există nicio motivație, așa că premierul va fi invitat de către colegii mei din Parlament să vină atât cu o explicație justă, cât și cu liniile mari, liniile importante ale proiectului de buget pentru anul viitor. Specific la nivelul capitalei, am dorit să știm care este suma alocată prin bugetul pe anul viitor pentru finalizarea lucrărilor de investiții la centura ocolitoare a capitalei, care sunt sumele alocate pentru investițiile necesare la metrou, de asemenea, care sunt sumele necesare alocate pentru investițiile în modernizarea ceturilor care aparțin de Ministerul Energiei, precum și care sunt sumele necesare alocate de către guvern prin noul buget pentru combaterea reală a poluării din marile orașe și din municipiul București. De asemenea, care este cota aferentă care va fi repartizată primăriei capitalei, deoarece premierul a anunțat chiar ieri, în dispreț total față de cetățeni, că recunoaște faptul că a subfinanțat primăria capitalei și deci a pedepsit pe bucureșteni doar pentru a câștiga politic candidatul Dreptei Unite pe care l-a propus și pe care l-a susținut. Ceea ce a afirmat în acest weekend premierul reprezintă deja și are conotație juridică, sunt mai multe încălcări ale legislației în vigoare, îl transformă pe domnul Orban direct în inculpat pentru cel puțin 3 infracțiuni. Prima, corupție și abuz în serviciu, a doua, șantaj la adresa bucureștenilor, a treia, cumpărare de voturi. Este inacceptabil ca un prim-ministru al României să lipsească de resurse cetățenii acestei țări dintr-un oraș doar pentru a avea avantaje politice. Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple niciodată și ne dorim ca instituțiile statului să reacționeze și să sancționeze faptele încă prim-ministrului Ludovic Orban. Dacă aveți întrebări referitoare la ceea ce v-am prezentat, vă ascult și dacă puteți să vă și prezentați. Diana, bună realitatea. Spuneați despre declarațiile făcute de domnul Orban ca o conotație juridică. Veți merge în instanță? Ce demersuri ați putea lua? În primul rând, ne-am aștepta ca instituțiile statului să se autosesizeze, pentru că sunt declarații foarte grave, care demonstrează fără putință de tăgadă și șantajul la adresa bucureștenilor. Dacă nu-l votați pe candidatul meu, vă lipsesc de resurse. De asemenea, sabotajul la adresa capitalei, abuzul în serviciu, pentru că bugetul este național, iar bucureștenii contribuie cu 25% la produsul intern brut al țării. Oricum, prin legea bugetului se întoarce un procent infim, doar 1% la primăria capitalei. După ce, ca suma este mică, aceasta nu a fost alocată corespunzător, ceea ce este circumstanța agravantă. Dacă nu se va întâmpla nimic în perioada următoare, am discutat deja în weekend cu avocații noștri și ne gândim foarte serios să depunem plângere. Pentru că aceste lucruri nu trebuie să se perpetueze niciodată. Un politician nu mai trebuie să proceteze de o asemenea manieră în care pur și simplu să subjuge economic un oraș, mai ales un oraș atât de mare cum este Bucureștiul, cu nevoie atât de multe, doar pentru a avea avantaje politice, însemnând voturi. Știți că au fost situații în țară, chiar de o mai mică anvergură, care au fost sancționate în justiție. Aici este ceva foarte grav. Ați vorbit și despre șantaj. La ce șantaj vă referiți? La acesta. Dacă în campania electorală a repetat de mai multe ori domnul Orban că Bucureștiul va primi bani atunci când va avea primar de dreapta, primarul propus de domnia sa. Deci este un șantaj pe care l-a făcut la adresa cetățenilor: dacă nu votați așa cum trebuie, și anume cu candidatul pe care eu îl propun, nu veți avea bani, nu veți avea resurse, nu veți avea dezvoltare, nu vor putea funcționa în continuitate și la un nivel decent serviciile de utilitate publică. Nouă ni s-a refuzat inclusiv acordarea unui împrumut. Avem un grad mic de îndatorare la București, doar 8%, față de 30% cât prevede legea, și am făcut mai multe solicitări, atât la premier cât și la ministrul de finanțe,
să ne aprobe prin CAIL, o centrală care este în Ministerul de Finanțe, acordarea unui împrumut din trezorerie sau de la băncile private. Deci nici măcar un împrumut nu ni s-a aprobat, știut fiind faptul la nivelul Ministerului de Finanțe că suma alocată lunar, cota din impozitul de pe profit, era foarte mică. Jumătate din aceasta mergea și va merge în continuare lună de lună către subvenții la transportul public în comun și termoficare. Cealaltă jumătate este foarte mică raportat la numărul mare de lucrări publice care se efectuează în acest moment în municipiul București: poduri, pasaje, supralărgiri, 19 spitale, 14 teatre. Banii par foarte mulți așa din exterior, dar în momentul în care începi să-i distribui, să-i aloci, constați în fiecare lună că ești pe deficit. De aceea s-au și acumulat datorii atât de mari la nivelul primăriei municipiului București. 2 ani și jumătate am reușit să ne descurcăm, pentru că această cotă lunară pe care o primeam era una substanțială și acoperea toate cheltuielile. Într-un an și jumătate lucrurile s-au agravat din punct de vedere financiar, iar în ceea ce privește fondurile europene, am depus proiecte pentru 1 miliard de euro, o sumă foarte mare, o sumă record. Contractele sunt deja semnate, deci nu se poate spune că am lăsat primăria fără o sursă de finanțare atât de importantă, și anume fondurile europene. Dimpotrivă, am încercat pe toate căile să suplinim lipsa fondurilor interne cu tot felul de alte posibilități. Aș schimba puțin subiectul și v-aș întreba dacă ați mai discutat despre acel proiect de lege care ar putea duce la amânarea alegerilor. Știm că chiar la această oră are loc o ședință a Biroului Permanent al Senatului. Veți încerca în această săptămână să promovați în Parlament acest proiect? Care este planul, să zic, al socialdemocrației? În cadrul Biroului Permanent Național am discutat și acest subiect al proiectului de lege care vizează amânarea alegerilor, deoarece suntem într-o situație destul de critică din punct de vedere al pandemiei. Noi am solicitat amânarea atât a alegerilor locale cât și a celor parlamentare. Nu s-a dorit acest lucru. Acum există două posibilități: stare de urgență declarată de către președinte sau ordonanță de urgență dată de către guvern de executiv. Colegii noștri din Parlament vor face în această săptămână toate demersurile în legătură cu legea deja existentă, rămânând ca practic joi președintele să o promulge sau nu. Practic demersurile noastre vor fi făcute, dar nu știm cu ce rezultat. Aceasta a fost decizia luată în cadrul Biroului Permanent Național și transmisă colegilor din Parlament, atât din Senat cât și din Cameră. Ați încercat să negociați cu cei de la UDMR, cu alte partide parlamentare, să vă sprijine în demersul din Parlament? Pentru că săptămâna trecută de 3 ori s-a încercat, nu s-a reușit o majoritate. În primul rând, vom lua niște măsuri de organizare internă în ceea ce privește secretarii. Și, într-adevăr, președintele partidului a avut mai multe discuții, nu știu dacă le pot spune chiar negocieri, dar discuții cu celelalte partide parlamentare. Până acum nu au fost rezultate foarte clare. Ce putem noi să facem? Doar ceea ce ține de noi, de Partidul Social Democrat, și demersurile sunt foarte clare. Aceasta a fost decizia luată în cadrul Biroului Permanent Național. Am mărit numărul de teste în București. Unde s-ar putea duce acele teste în cazul în care s-ar preleva probele? Are Bucureștiul capacitate de testare? Bucureștiul are o capacitate mare de testare. Am achiziționat aparate de testare real-time PCR și extractoare. De asemenea, teste pentru toate spitalele care aparțin de Primăria Generală a Capitalei, inclusiv pentru Spitalul de Copii Victor Gomoiu, care are atât aparat cât și teste. Foarte important, personal calificat. De asemenea, administrația spitalelor are protocoale încheiate cu peste 30 de clinici private, cărora le decontează prețul testului, dar la valoare stabilită de stat, adică 250 de lei. Și în acest moment există pe site-ul ASSMB mai multe linkuri și posibilități ca bucureștenii să se înscrie, să se testeze gratuit prin grija Primăriei Capitalei. Însemnând, mă refer la aceste categorii: profesori, personal auxiliar din școli, elevi, părinți, medici, în primul rând, ei sunt testați cu prioritate încă din luna martie, deci medici, asistenți, îngrijitori, personal auxiliar din spitale. De asemenea, angajați din serviciile de utilitate publică, transportul public în comun, termoficare, iluminat, funcționari publici. De asemenea, jurnaliști, curieri, sportivi, farmaciști,
angajați la terase, la restaurante, precum și alte categorii socioprofesionale. Doar pentru școli, înainte de începutul anului școlar, am pregătit o capacitate de testare de 5-6.000 de teste pe zi, care nu s-a dorit a fi folosită. Au luat legătura colegii mei de la SSMB atât cu DSP, cât și cu Inspectoratul Școlar General al Municipiului București și ni s-a transmis că nu se dorește o colaborare. S-au înscris pe această platformă individual doar acei părinți și acei profesori sau elevi care au vrut. Deci nu a fost o acțiune coordonată, așa cum ar fi fost normal, la nivelul inspectoratelor de sector și a Inspectoratului General al Municipiului București. Ba, dimpotrivă, am avut chiar și neplăcuta surpriză să aflăm de la unii directori de școli că doamna ministru personal a interzis o colaborare a Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu ASSMB, o subordonată a Primăriei Capitalei, bineînțeles din motive politice. Este totuși inuman și inimaginabil cum decizii politice pot să facă să atât de mult rău oamenilor și pot să îndepărteze pe oameni de la se putea testa, repet, gratuit, pentru că sunt eforturi făcute în această perioadă cu un buget oricum afectat, grav afectat, dar totuși s-au făcut aceste lucruri de către Primăria Capitalei. Mai mult decât atât, sumele care au fost cheltuite în primele luni de pandemie cu carantinarea românilor care veneau din străinătate, nici acum nu au fost decontate decât într-un procent foarte mic de către DSP. Iată de ce sunt aceste probleme bugetare în continuare. Dar, așa cum am aflat în weekend, premierul, cu un cinism greu de imaginat, a garantat că de acum înainte în București va curge lapte și miere, pentru că, iată, edil este candidatul pe care el l-a propus. Cu siguranță va răspunde în fața justiției pentru aceste fapte, că nu sunt doar declarații, sunt deja fapte. Doar pentru școli, 5-6.000 de teste pe zi se pot face în acest moment și în afară de școli se mai pot face încă 2-3.000 de teste pentru alte categorii. Acestea sunt deja pregătite. Nu trebuie cineva să facă demersuri sau să inițieze anumite activități. Trebuie doar să fie folosite. De ce nu s-au folosit până acum aceste resurse? Îmi este greu să înțeleg, totul este dintr-o motivație politică. Întrebare pe un aspect, în contextul alegerilor prezidențiale din SUA, cum e România afectată de aceste alegeri și cu ce candidat ar fi mai bine și cu Republican Social? Nu aș vrea să fac o astfel de declarație, pentru că ea ar putea să fie interpretată într-un fel sau altul. Așteptăm cu toții cu emoție să vedem care este rezultatul alegerilor de peste ocean. Este... Suntem o țară democratică, suntem partener credibil și cu responsabilități, atât în NATO cât și în UE, și așteptăm rezultatul votului. Mulțumesc foarte mult. Da? Dacă nici astăzi, din informațiile noastre, nu au reușit la Senat să facă quorum în acea ședință pentru a pune pe ordinea de zi legea, ce alte variante mai au socialdemocrații? Spuneați că ați vrea chiar joi să meargă legea către promulgare. Noi așa calculasem ca și timing, pentru că legea să treacă și de cameră și de Senat și practic ajungea joi la administrația prezidențială. Acest lucru s-a discutat în biroul permanent național. Dacă situația este cea pe care o descrieți dumneavoastră, eu aflându-mă aici în cadrul conferinței de presă, nu văd ce am mai putea să facem. Ne întreabă și pe noi foarte multă lume ce este de făcut. Suntem deja în calendar, e clar că PNL nu a dorit să amâne alegerile, a insistat atât pe organizarea alegerilor locale cât și a celor parlamentare. Nu putem să facem altceva decât să îi rugăm pe toți românii să respecte regulile de igienă personală și toate măsurile sanitare, să poarte mască, să se dezinfecteze cât mai des, să stea la distanță fizică și la alegeri să nu uite că este mult mai rău să rămână acest guvern la Palatul Victoria, pentru că nu a făcut altceva decât să nu respecte nicio regulă cât de simplă europeană în această pandemie, a venit doar cu măsuri foarte dure pentru populație, i-a certat pe români, i-a penalizat și nu a făcut lucruri banale, lucruri simple.
cum este această testare care a salvat mii de vieți în întreaga Europa. Iar la noi nu s-a putut. Se va putea înțelege acum, tot din motive electorale. Și, repet, este mult mai periculos să rămână în continuare la Palatul Victoria PNL-ul. Ce vom face noi în continuare? Vom munci, am prezentat deja un program de guvernare, îl vom susține în continuare în întreaga țară, să-l afle până la urmă toți românii, ne dorim să câștigăm alegerile și să guvernăm. Va fi încercarea de astăzi ultima de a promova această lege? Voi discuta după această conferință de presă cu colegii mei din Parlament să vedem exact ce s-a întâmplat și cum mai putem să reluăm, dacă nu este prea târziu, după amiază sau mâine. Dacă tot am vorbit de alegeri, ați conturat o propunere de premier de după alegerile parlamentare? La PNL nu este atât de certă. Înțeleg că domnul Orban este prima variantă, dar nu și ultima. Iar din partea USR este domnul Cioloș, care a fost supranumit de cetățeni și de mass media premierul zero. Deci ofertele nu sunt foarte tentante pentru români. Cu siguranță vom avea și noi o propunere serioasă, o persoană foarte bine pregătită, o persoană care se pune oamenii pe primul loc și, de asemenea, dintre colegii noștri, cu siguranță, vom reuși să identificăm cei mai pregătiți colegi pe toate domeniile de activitate. Dați-mi voie să vă spun doar atât, ceea ce s-a decis în cadrul Biroului Permanent Național, președintele partidului Marcel Ciolacu va anunța săptămâna viitoare toate aceste decizii care se iau la nivel politic și care vizează viitorul guvern. Spun acum ferm, muncim, prezentăm programul de guvernare, ne prezentăm specialiștii, dorim să câștigăm, să guvernăm. Nu fugim de guvernare, nici măcar în astfel de momente grele. Va veni PSD cu un guvern alternativ până la alegeri? Aceste informații le va mediatiza președintele partidului, pentru că așa este normal. Noi ne-am pregătit în primul rând cu un document strategic, programul de guvernare pe toate domeniile de activitate, program la care au lucrat foarte mulți colegi de-ai noștri și este bine că s-a întâmplat acest lucru, iar săptămâna viitoare, repet, președintele partidului va anunța și deciziile la nivel politic care se răsfrâng guvernamental luate de către Partidul Social Democrat. Inclusiv posibilitatea ceea ce spuneați dumneavoastră, dacă va fi cazul. Vă mulțumesc foarte mult, o zi ușoară!